Bună ziua, dragii mei! Astăzi vreau să vă prezint o maioneză de usturoi la care noi astăzi o vom servi cu pește și mămăligă. Aceasta este o maioneză la care se poate servi mai multe tipuri de carne, carne la grătar, pește, inclusiv cartofi prăjiți. Iar acum o să vă prezint ingredientele pentru maioneza de usturoi pe care eu o fac și toți musafirii mei o adoră. Avem nevoie de câțiva căței de usturoi, pătrunjel, sare, smântână, maioneză. Iar acum într-un blender, avem nevoie de un blender la care vom adăuga usturoiul, pătrunjelul, vom adăuga puțină sare. Și un pic de ulei de floarea soarelui. Iar acum vom face totul prin blender. Iar așa va trebui să arate. Iar acum îl vom pune într-un bol. Și vom adăuga maioneză. Și smântână. Și vom amesteca totul foarte bine. Ia priviți ce frumoasă și cremoasă este. Ea se poate mânca cu anumite tipuri de carne, pește, carne la grătar, cartofi prăjiți, cu tot ce doriți. Iar acesta este rezultatul nostru final. Sper că v-a plăcut. Maioneză de usturoi. Vă aștept la próximo video. Vă salut!